adverbul uh, numai se folosește în construcții afirmative. Am numai 300 de lei. Uh, a cumpărat numai mere. Așa spunem corect. Decât se folosește, pentru că aici se fac greșelile, decât se folosește în construcții negative. Nu am decât 300 de lei. Nu a cumpărat decât mere. Sunt așadar greșite construcțiile, haideți să le vedem pe micul ecran, am decât 300 de lei, da? A cumpărat decât mere. Am spus, dar în continuare se greșește și atunci uh, uh, repetiți est o este mater studiorul. N-am spus-o eu, da? Au spus-o strămoșii noștri și au uh, avut dreptate. Gruparea adverbială, pentru că mai observați pe micul ecran două enunțuri, gruparea adverbială nu numai, este frecventă în limba de astăzi în formulări trunchiate. Ce înseamnă formulări trunchiate? Formulări prescurtate. De exemplu, auzim spunându-se, învață la matematică și nu numai. Și mă opresc. Cum și nu numai. Adică și la mai ce. Da? Sau, cumpăr fructe de la magazinul acesta și nu numai. Bun, dar atunci de unde mai cumperi fructe? Deci, nu, specialiștii nu recomandă uh, asemenea construcții uh, prescurtate, asemenea formulări uh, trunchiate, așa cum uh, nu recomandă nici folosirea locuțiunilor, în principal, uh, la modul, uh, în această idee.